Mulțumim Domnului că și în după amiaza aceasta suntem din nou împreună în casa aceasta de rugăciune. Așa cum obișnuiți în locul acesta, în după amiaza aceasta, am înțeles că trebuie să citim și să ne amintim câteva lucruri din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2. Așa că aș dori să deschidem împreună și să citim începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, de Duh Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate a lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, că nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbații izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu, înaintea voastră, prin minunile, semnele, lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, delegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el la dreapta mea, este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Că despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu
îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori al lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în cer, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frăcească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Cred că toți am citit textul acesta care am vrut ca să fim astăzi parte la studiul acesta biblic. Desigur, textul este destul de lung. Eu aveam de gând să vă cânt și o cântare. Mi-am luat telefonul cu mine. Dar vreau întâi să vorbim ceva din cuvântul Domnului și poate voi reuși la urmă să cânt și cântarea aceasta. Dragii mei, Dumnezeu ne-a vorbit în după-amiaza aceasta și mie mi-a mers la inimă. Sper că și dumneavoastră. Dumnezeu, care este atât de mare și are grijă de păsările acestea, care am putea spune noi sunt cam fără alt stăpân, păsările cerului numite în alt loc, Dumnezeu vine și spune: voi care sunteți copiii mei, nu trebuie să vă îngrijorați. Trebuie să creșteți în credință și să vă bazați pe promisiunile mele pentru voi. Un lucru important, pentru că e ușor să nu te îngrijorezi când ai ceea ce îți trebuie pentru nevoile acestea fizice, să zic așa, pentru nevoile de care de zi cu zi, cum le numim noi. Dar sunt situații în care, atunci când sunt lucruri în viața noastră care parcă nu mai depind de noi, de niciun fel, atunci vine îngrijorarea și căutăm cumva sprijin. Domnul să ne ajute ca să ne încredem, și trebuie să avem o relație puternică cu Dumnezeu, să ne încredem în El totdeauna, pentru că El nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre sau încercați peste puterile noastre. Dumnezeu va pregăti tot ceea ce este nevoie pentru noi și, așa cum se amintea, dacă vom ajunge înaintea Lui, ne vom bucura pentru că am ajuns acolo unde ne dorim. Și Dumnezeu ne-a dăruit prin credință în Domnul Iisus Hristos, prin dragostea Lui, prin harul Lui,
ne-a dăruit viața veșnică și ne vom bucura de făgăduințele lui Dumnezeu încrezându-ne în El. Și acum am spus data trecută, am încercat cumva să arăt că în Scriptură sunt, Biblia este o colecție de scripturi, este o colecție de cuvânt inspirat al lui Dumnezeu. N-am să intru în multe amănunte, dar vreau să mai reamintesc doar că Faptele Apostolilor este o carte care ne arată istoria de început a bisericii. Și așa cum am spus, dacă veți uita în primele capitole, o să observați că personajul despre care se vorbește cel mai mult este Petru, după aceea se mută cumva atenția pe centrarea pe personajul următor, care este Pavel, începând din capitolul 13, vedem activitatea Apostolului Pavel. Dar ni se vorbește și despre ceilalți apostoli, ni se vorbește despre Filip, ni se vorbește despre Andrei, ni se vorbește despre Matia, care a fost înlocuitorul lui Iuda, și ni se vorbește despre Barnaba, ni se vorbește despre mai multe persoane. Însă, Cartea Faptelor Apostolilor nu este, cu predilecție, să spun așa, o carte care să definească învățătura doctrinară a Scripturii. Putem învăța multe lucruri din Cartea Faptelor Apostolilor, este o scriptură insuflată, dar sunt și lucruri care s-au întâmplat și nu avem pretenția că în Cartea Faptelor Apostolilor a putut să cuprindă toate lucrurile care se vor întâmpla de-a lungul istoriei bisericii. De aceea, când Dumnezeu a hotărât ca să avem harul acesta de a avea împreună adunate toate cărțile Bibliei, după aceea au fost ca un îndrumător special pentru cei care erau în conducerea comunităților care făceau parte din Biserica Creștină. Acum am amintit lucrurile acestea, dar avem aici un eveniment istoric foarte important, am putea spune noi. Desigur, și în capitolul 1 ni se vorbește despre înălțarea Domnului Iisus Hristos, în capitolul 2 ni se vorbește despre pogorârea Duhului Sfânt. Și așa cum Domnul Iisus Hristos a fost răstignit exact în perioada în care evreii obișnuiau și sărbătoreau Paștele evreiesc, tăierea mielului, care le aducea și le arăta către venirea Domnului Iisus Hristos, către jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi care am citit Scriptura știm că sărbătoarea aceasta a Paștelor se lua un miel, se tăia, pentru că așa au fost și Dumnezeu a poruncit, cum au făcut ei în noaptea aceea în care a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru moartea întâilor născuți la egiptenii, au trebuit să ia sângele acela să-l pună și ei să stea în interior și îngerul care venea cu pedapsa vedea sângele și lucrul acesta era important. De aceea Domnul Iisus Hristos a murit exact în perioada în care li se poruncea să facă sărbătoarea Paștelor. Domnul Iisus Hristos a murit ca mielul lui Dumnezeu venind pe pământul acesta pentru ca jertfă. Și celelalte, sunt multe sărbători, nu intru în toate sărbătorile, dar aici, în capitolul 2, ni se vorbește de ziua cinzecimii, când de fapt era o sărbătoare, era sărbătoarea întâilor roade. Și aici ne arată că startul bisericii s-a făcut într-un mod special. Dumnezeu, așa cum am citit, dacă iau toate versetele, ar putea să nu ajungem la finalul acestui capitol, dar dumneavoastră puteți să studiați în continuare și este timp, nu știu cât de succint trebuie să fie, dar zice, în ziua cinzecimii eram toți împreună în același loc. Era o sărbătoare, sărbătoarea aceasta a cinzecimii, a cincizecea zi, după sărbătoarea pascală. Și Domnul Iisus Hristos murise după 40 de zile a fost înălțat și după încă 10 zile pogorârea Duhului Sfânt a fost exact în sărbătoarea aceasta. Desigur că Dumnezeu lucrează după planul Său pe care noi nu-L cunoaștem în totalitate și nu este revelat în totalitate. Și am mai spus lucrul acesta în anumite discuții. Nu avem
umeri să duce în capul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne-a descoperit prin Scriptură tot ce este necesar pentru mântuirea, salvarea sufletelor noastre pentru veșnicie și tot ceea ce este necesar ca să înțelegem principiile lui Dumnezeu, călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră, ca să trăim în ascultare de Dumnezeu. Și așa cum am fost îndemnați la început, nu să ducem viața aceasta ca o mare povară, ci dimpotrivă povara aceasta să o trecem în responsabilitatea lui Dumnezeu, iar noi să ne încredem și să ne bizuim pe promisiunile lui Dumnezeu. Trăim prin ascultare, suntem scutiți de multe lucruri, dar știm că ajutorul lui Dumnezeu este important în viața noastră și de aceea ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu. Aici vedem că spune în ziua cinzecimii. Am putea să ne gândim de ce în ziua cinzecimii. Pentru că ei sărbătoreau sărbătoarea primelor roade și Dumnezeu zice, uitați aici primele roade. Dacă vă uitați și am citit lucrul acesta, s-au pocăit și s-au întors la Domnul 3.000, spune, da? Am citit bine? Poate am greșit, dar 3.000, nu? După aceea s-au mai pocăit cu miile de câteva ori. Problema este că aici avem un start și Dumnezeu folosește prin harul său jertfirea Domnului Iisus Hristos în cea mai, să zic așa, cea mai importantă sărbătoare pentru evrei. Erau acolo, erau mulți, erau la Ierusalim. Unii dintre ei, după cum cred cercetătorii Bibliei, veneau din părți diferite și dacă am citit aici, nu l-am numărat, dar s-ar putea să fie vreo 14 enumărări de zone din care veneau oameni care știau probabil limba evrească, majoritatea dintre ei, dar în mod special știau și greacă, dar probabil în mod special ei cunoșteau și limba din care s-au născut, pentru că spune, cum dar vedem evenimentul acesta? În primul rând, când vorbim că a fost în ziua cinzecimii, oamenii aceștia au venit probabil pentru Paște și pentru că unii dintre ei veneau de departe și era o sărbătoare care nu ajungeau poate în fiecare an sau chiar dacă veneau o dată pe an și stăteau mai mult timp în Ierusalim. Și aceștia au fost și ei acolo. Probabil că au fost și la sărbătoarea Paștelor. Sau dacă au zis cumva că nu ajung, nu știm exact, dar vedem că a venit o mulțime. Dumnezeu a folosit faptul acela. Iar mai este ceva, spune că erau adunați în unde erau ei adunați. Dacă citim, spune că erau adunați, acolo erau, dacă vă uitați, parcă în capitolul 1 spune că erau adunați într-o casă. Și casa aceea care putea să găzduiască locul în care, spun cercetătorii, în care erau case mari, să poată să aibă camere mari, în care să fie adunați mai mulți oameni, erau nu departe de templu. Problema nu, astea sunt amănunte minore, dar poate ne ajută să înțelegem. Dar spune că deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde erau ei. Apoi avem încă un semn supranatural, am putea spune noi, dacă e bine exprimat, dar un semn special venit de la Dumnezeu, spune, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și spune, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și spune în versetul 5 exact ce am căutat să accentuez, și se aflau atunci în Ierusalim oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Acum nu aș putea să analizez și nu e timp să analizez, dar esența, Luca subliniază lucrul acesta insuflat, spune, erau oameni din foarte multe locuri, de foarte multe limbi. Aici nu se enumără toate limbile și toți oamenii, dar au venit acolo și spune, când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită. Dumnezeu lucrează într-un mod special niște semne, am putea spune noi, care nu le găsim la tot pasul, și adună mulțimea. Și încă ceva care era foarte important, dă și ceva vizibil, dar dă și ceva auzibil. Și vine și primesc un mesaj pe care ei îl înțeleg. Și spune, ne vorbește fiecare
fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut. Dumnezeu vine aici nu unde este descris mesajul pe care l-au auzit, dar mesajul era spus de cine? Spune că ei, după ce s-a întâmplat lucrul acesta, s-au coborât între oameni. Întâi ce au făcut? Întâi s-au ridicat niște întrebări și au zis, bă, ce se întâmplă? Au rămas uimiți. Unii au început să zice, bă, stai un pic, că poate să-mi prindă must, ceva. Dar dintr-o dată se ridică 11, 12 apostoli, probabil și Matia s-a ridicat, da? Se ridică în picioare, împreună cu Petru. Așa am citit. Și din cei 12 predică unul. Petru vine și începe și spune. Și vine și se adresează foarte frumos aici și spune, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și l-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia și vine el și explică, era clar, era 9 dimineața, la al treilea ceas, evrei încep la 6 să numere orele, atunci și era 9 dimineața, n-aveau cum să apuce de băutură, pentru că nu prea se practica în poporul Israel băutura, e o altă discuție. Și spune așa, și aceasta este ce a spus prin prorocul Ioel. Și citează, dacă vă duceți la Ioel, aici aveți și trimitere Ioel capitolul 2, versetul 28 și o să vedeți, sunt câteva versete pe care le citează din Ioel. Și mai sunt și alte texte în versetele de mai jos, pentru că găsim lucruri asemănătoare și în Isaia 44 și în Ezechiel 11 și în Zaharia 12. Problema este că Petru vine și citează și spune și dă exemplu prin proroc. Și ăsta era un lucru important. Vedem că apostolii, cât au stat cu Domnul Iisus și înainte probabil, dar au studiat, știau ce scrie, știau ce aveau să aștepte. Știau, era o așteptare ca Dumnezeu să facă lucrări și e bine să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și să analizăm când ceea ce se întâmplă. Acum mergând mai departe, vine, citează toate aceste lucruri și spune versetul 18, dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. După care citează o altă prorocie care am putea spune se va întâmpla mai târziu. Dar vine aici și lucrul pe care îl subliniază este voi turna. Și dragii mei, a fost o zi specială lucrul acesta. Acum au fost discuții și încă sunt discuții și oamenii spun, domne, dar Dumnezeu toarnă la fel și astăzi. Dragii mei, în Faptele Apostolilor mai găsim, când o să studiați, o să vedeți în capitolul 6, în capitolul 10 cu Corneliu, în capitolul 6 cu samaritenii, o să vedeți că mai sunt lucrări speciale care s-au întâmplat. Ele, dacă urmăriți mai târziu și epistolele, Pavel vine și la un moment dat în Corinteni, vine și explică și totdeauna când au fost lucruri care s-au întâmplat și oamenii aveau anumite așteptări, ei veneau și spuneau, păi, dar uite, noi suntem aici, la noi se întâmplă la fel, la noi este bine cum procedăm, trebuie, e obligatoriu. Și mai departe, dacă veți ajunge cu studiul Bibliei la 1 Corinteni, o să vedeți acolo, ni se vorbește despre mădularele trupului, ni se vorbește apoi despre dragoste și ni se vorbește după capitolul 14 de daruri și cum să pună în practică darurile cum sunt. Cum, dragii mei, n-ar trebui să și nu vreau să discut acum toate lucrurile acestea, dar lucrul care este important este că Dumnezeu a dat un start a bisericii și s-a folosit de oameni cucernici care erau acolo. Ce înseamnă oameni cucernici? Oameni serioși, oameni care puteau să vadă și să transmită, să primească un mesaj special și să-l transmită mai departe. Și Dumnezeu îngăduie, gândiți-vă, ca să plece oameni care, 3.000 de oameni care sunt botezați, 3.000 de oameni care primesc iertarea păcatelor, primesc Duhul Sfânt și merg înapoi, acolo unde s-au născut. Și duc ce? Un mesaj pe care l-au primit de la Dumnezeu într-un mod special. Gândiți-vă la aspectul acesta. Predică Petru, din 11 stă lângă el în picioare și ascultă.
Așa au hotărât ei să ridice toți în picioare apostolii. După care, ce se întâmplă? Coboară între oameni și îi îndeamnă. Am citit lucrul acesta, nu? Citează din Ioel, după aia predica lui Petru. Dacă ne ducem mai departe, vorbește și despre David, la fel citează din Psalmul 16 și un alt psalm. Uitați-vă, spune, după ce au auzit, ei au răspuns, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru, fraților, ce trebuie să facem? După care vine și spune, și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Nu s-a oprit doar la predica lui Petru, au început și ceilalți care erau credincioși, care, că altfel, era foarte greu să vorbească unul la atâția oameni în limba ca ei să înțeleagă. Gândiți-vă că aceștia au plecat și s-au dus către grupurile de oameni și le-au spus un mesaj de la Dumnezeu, dar le-au spus în limba lor în care s-au născut. Înțelegeți? Petru le predică în ce? În limba pe care o înțelegeau iudeii. Și probabil că și ceilalți cunoșteau limba. Dar Dumnezeu lucrează în așa fel încât să aducă o dovadă în plus. Să part printre ei, să duc și îndeamnă și ei aud lucrurile acestea. Aceasta este una din păreri pe care eu o îmbrățișez. Important este și dacă a fost așa sau și dacă Dumnezeu cumva a făcut ca mesajul de la Petru să se audă în limba lor. Important este că ei au auzit în limba lor în care s-au născut lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și îndemn la pocăință. Dumnezeu a lucrat într-un mod special. Este oare cineva de aici care s-a întors la Domnul fără să lucreze Dumnezeu în viața lui? Eu nu cred. Nu cred. Dacă am ascultat pe fiecare soră și pe fiecare frate în parte, ar veni cu o mărturie și ar spune, a fost o zi, a lucrat Dumnezeu, nu știu cum să-ți explic tot. Majoritatea am observat lucrul acesta și nu știu cum, dar a fost o zi în care parcă mi s-a deschis ochii, parcă mi s-a deschis inima, parcă dintr-o dată, nu, am simțit că Dumnezeu m-a umplut de pace, de bucurie. Frații mei, este lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu pune pe inimă, la câte unul și-a mai spus lucrul acesta, nu vreau să-l dau ca exemplu pentru că îl cunoașteți, dar probabil că el nu va asculta, că acolo nu are internet, așa mulți asculte predica din seara asta. Dar gândiți-vă, să te duci să ai ceea ce trebuie și să te duci să vizitezi în Africa, să te duci împreună cu un grup de creștini și tu să vii să spui, rămân aici pentru o perioadă. Nu știu cât, dar mi s-a lipit inima de oameni și au nevoie de lumina lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Dragii mei, nu toți poate să facă asta. Sunt mulți oameni care se duc în Africa și sunt creștini, sunt oameni credincioși, dar nu pot, n-au chemarea asta și nu o fac. Are Dumnezeu un plan. Chiar dacă nu vedem mărginile sau nu putem să înțelegem în totalitate măritia și toate planurile lui Dumnezeu cu privire la oameni, un lucru putem să-l înțelegem. Că Dumnezeu ne-a chemat să fim ce? Spune Petru. Omul acela care ni l-a dat Dumnezeu, care a făcut atâtea semne, atâtea minuni, atâtea, ne-a adus învățătura aceea cerească, Dumnezeu ni l-a dat. E adevărat că voi l-ați răsignit prin mâna neamurilor, prin celor așadar, ce Dumnezeu l-a înviat din noi și din nou, l-a înviat din morți. Uitați-vă, spune el, zice, să înălțați la cel, dar noi ce suntem? Noi suntem martori și voi sunteți martori, cu alte cuvinte le spune Petru, la ceva ne mai întâlnit, ceva ne mai pomenit și Dumnezeu lucrează. Noi suntem martorii lui și vă spunem adevărul lui Dumnezeu. E chemarea pe care o avem fiecare. Da, Dumnezeu cheamă evangheliști cu multă putere, cu multă înțelepciune, cu mult har și predică Evanghelia, se întorc, a fost Billy Graham, l-am ascultat și eu, l-am văzut cu ochii mei.
Și sunt alții, lui spalau și mai sunt și au fost în mijlocul nostru, în orașul nostru, în comunele noastre. Sunt oameni cu un dar special de evangelizare, dar sunt oameni cu un dar special de învățătură. Dar Dumnezeu, dragii mei, ca martori, nu e niciunul care nu trebuie să fie martor. Nu există. Nu există un credincios întors la Dumnezeu, născut din nou, care să aibă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să nu fie martor acolo unde l-a lăsat Dumnezeu. Chiar dacă uneori greșim, chiar dacă nu suntem desăvârșiți. Dar noi trebuie să mărturisim despre dragostea lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne umple de putere și să ne ajute să trăim în ascultare de El. Amin.